Salutare, dragi urmăritori! La Casa Pasivă s-a optat nu doar pe un design interesant, ci și pe anumite elemente fără de care acel design nu ar fi fost atât de modern. Iar un element în acest sens ține de ușile Filomuro. Noi am ales până la urmă uși cu toc ascuns, numite și uși invizibile, uși interioare Filomuro. Nu sunt încă atât de răspândite, nu există atât de multe companii ce vând și montează astfel de uși, totuși ele încet încet reprezintă un trend în creștere care atrage tot mai mult ochiul clienților și designerilor de interior. În acest video o să vă arăt cum se montează corect aceste uși și numai decât o să aflați și poate anumite secrete, anumite particularități care sunt diferite față de ușile interioare obișnuite. Să începem! Ușile le-am procurat de la producător direct. Este fabrica Nani, care se află atât în Republica Moldova, cât și în România. Unde în trecut am făcut o vizită la fabrică, văzând cu ochii mei cum se confecționează. Despre ușile Filomuro, apropo, am postat două videouri în trecut. Le găsiți pe canal. Așadar, după ce s-a realizat comanda și s-a coordonat totul, ușile au ajuns împachetate la șantier. Atât foaia de ușă, cât și ramele sau tocul ușii. Spuneți cum doriți. În continuare o să vă prezint cum se montează corect o ușă cu toc ascuns, având ca exemplu această încăpere. Vedem că spațiul din cărămidă a rămas neprelucrat și nefinisat. În aproape toate cazurile, el și rămâne așa. Pereții deja sunt încuiți și li s-au aplicat primele două mâini de glet, însă până la armare. Despre cum se finisează corect pereții, cum se face corect etapa de armare a gletului, vedeți videourile trecute. Aici pregătite vedem deja tocurile de ușă, care sunt din profil de aluminiu anodat, un material ușor și rezistent, care nu putrezește și nu ruginește. Ele din fabrică vin pregătite, vopsite, tăiate, cu pelicula de protecție pe ele, având și tăieturile la 45 de grade pentru colțuri deja pregătite. Echipa de montaj trebuie să vină cu toate instrumentele necesare, cu toate detaliile, ca să fie pregătiți să realizeze lucrarea în aceeași zi, inclusiv dacă trebuie și cu mașinăria de tăiat. Aici în hol vedem cum se despachetează ușile și se pregătesc rând pe rând. Ușile vin deja gruntuite, vopsite, șlefuite, cu carotările și tăieturile realizate, gata din fabrică, atât pentru mâniere, cât și pentru balamale. Se măsoară încă o dată toate golurile ușii, se verifică cu planul schițat al ușilor pentru a vedea care și unde se montează. Se măsoară și golul ușii, dar însăși și ușile propriu-zise. În total, noi am comandat 6 uși interioare care vor fi montate la casa noastră pasivă. Având laserul verde pus în funcțiune, se începe prin a da reperele necesare cu creionul pe ambele părți ale unei deschideri. Din moment ce vom avea plintele cu profil de umbrire, este foarte important și de coordonat, cât și verificat, ca și ușile să fie ca o continuare a acestora, transpunând liniile și reperele și în dependență de aceste profile, despre care deja vi le-am prezentat în două videouri postate nu demult. Acum, avem montată doar șapa. Ulterior, vor veni și finisajul pardoselii, fapt pentru care se calculează cu rigla care sunt diferențele de nivel între laturile unei uși. Noi aici avem practic doar un milimetru diferență. Pentru ca ușile să fie la același nivel de jos montate peste tot, se controlează cu laserul și în fiecare încăpere în parte, dar și în hol numai decât, deci practic din toate părțile. Aici la etaj noi doar avem 4 uși, toate trebuie să fie montate cam la același nivel. Se măsoară și tocurile de ușă, determinându-se care merge la ușa ce urmează să fie montată. Se taie cauciucul în plus,
și se ia prima bucată de toc și se înseamnă cu creionul linia unde cade laserul. Vedem jos, apropo, niște chestii. Ele ca și cum imită pe înălțime cu cât se va ridica pardoseala, deoarece trebuie să se ia în considerație lucrul dat când se taie din tocul ușii de aluminiu. După ce se știe exact cât trebuie tăiat, profilul sau rama sau tocul ușii, iar spuneți cum doriți, se taie cu un utilaj special, după care se elimină banda adezivă de protecție de pe el. Se măsoară și celălalt toc din aluminiu lateral și se înseamnă exact cât trebuie de tăiat din el. Și desigur, se taie și din acesta. Tocul mai mic, de sus, cel orizontal, se măsoară și el și la fel se taie conform ajustării necesare. Numai decât acesta se măsoară fiind suprapus și pe foaia de ușă. După care, într-o parte, și acum o să vedeți că și în acealaltă parte, îi se fac câte o tăietură mică în profilul din aluminiu. O să vedeți mai încolo de ce. Pregătirea tocurilor continuă prin montarea balamalelor. Uite așa arată aceste balamale și uite așa arată golurile tăiate din fabrică pentru acestea. Se fac găurile necesare, acum după cum o să vedeți cât e 4 la fiecare balamală și cât un muncitor era ocupat cu acestea, alt muncitor pregătea elementele adiționare pentru cadrul sau tocul ușii. Deci pe o fâșie de carton sau alt material mai moale, ca să nu zgâriați aluminiul, se așează cele 3 tocuri ale unei uși ascunse. Între acestea se introduc elementele de legătură ca să se formeze un unghi de 90 de grade și se face acolo o gaură aproximativ la 45 de grade undeva. Nu sunt sigur, probabil ceva nu le-a ieșit băieților, au mai făcut o altă gaură și au fixat acel element de 90 de grade cu un șurub autofiletant. După se continuă cu cealaltă latură, se pun elementele de legătură interioare, se îmbină un toc vertical cu altul orizontal, se presează sau bate cu ciocănașul după caz și la fel se continuă cu o găurire și cu prindere mecanic cu șurub. Se ia tocul ușii pregătit, se duce în golul ușii cu pricina și pe elemente din lemn deja tăiate la mărimile necesare recalculate iar, ca și cum se așează ușa în poziția necesară. Dacă trebuie, și aici a fost de fapt necesar, glaful ușii se curăță de tencuiala în exces. Între timp, excesul și murdăria făcută pe șantier numai decât se mătură și iar se așează tocul ușii în poziția necesară, calculându-se stânga-dreapta unde să fie exact montată. Când se știe deja exact, se pun niște pene din lemn pentru susținere și pentru a fixa în poziție exactă tocul ușii. Pentru că ușile firomuro sunt de fapt uși cu toc ascuns și dau senzația că sunt în perete, ele și trebuie montate la același nivel cu peretele, cum se mai zice la noi zapadlițo, luându-se totuși în calcul 1, 2, 3 mm, depinde de caz că se va mai îngroșa peretele cu gret final. Punându-se laserul pe pervazul ferestrei, se mai fac anumite calcule de planietate și poziția tocului din aluminiu. Iarăși, cu același laser se verifică planietatea verticală ca nu cumva tocul ușii să fie culcat pe o parte, ci perfect drept în sus. După ce ușa era locul ei, se fac găurile în perete din cărămidă, în minim 3 locuri, 2 pe o latură și una pe alta. Și apoi cu șuruburi filetate se introduc în perete, prin acele goluri deja făcute în tocurile de ușă, și se înșurubează la nivelul necesar. Desigur, odată înșurubate, dacă e cazul, penele din lemn și ușa se mai ajustează la loc dacă cumva se mișcă. Ulterior, se ia foaia de ușă
deja cu balamalele fixate în aceasta și se prinde mecanic de rama ușii, atât jos cât și sus. Chiar dacă ușile se vor scoate până la etapa decorativă și finală, oricum e necesară pentru a controla cum se închide aceasta, pentru a controla rostul ce se formează între foaia ușii și toc, pentru ca acel rost să fie același pe toate direcțiile. Acolo unde rostul e mai mare sau mai mic, situația se ajustează prin repoziționarea tocului de ușă, după cum vedem în imaginile respective. Ușa, apropo, vine și ea cu anumite elemente din lemn provizorii. Și iar se controlează și dintr-o parte și din alta, de mai multe ori, se ajustează de mai multe ori dacă este cazul, totul ca să fie în final perfect dreaptă cu rosturile între toc și foaie de ușă egale. Deja și foaia de ușă fixată cu balamale și ajustată, iar se controlează planetatea cu laserul ca linia verde acestuia să fie perfectă. La fel se calculează și cu o nivelă dreaptă în mai multe poziții și din mai multe unghiuri. E un secret al meseriașilor acum, însă ei cumva dădeau cu degetul pe ușa închisă și în dependență de ce sunet se auzea, înțelegeau dacă ușa e montată corect sau încă mai trebuie ajustată. Pentru a respecta acel rost de câțiva milimetri între foaia de ușă și tocul ușii, ca atunci când se va da cu spumă, acea spumă să nu împingă tocul ușii și acel rost să dispară, se folosesc bucăți din lemn sau alt material la milimetri necesari, puși cu bandă adezivă de hârtie în mai multe locuri. Se verifică și cu aceste elemente dacă rostul e cel care trebuie, dacă nu, atunci fie se adaugă, fie se mai scoate ceva și când cam e ceea ce trebuie, ieșim din cameră dată și închidem ușa. Și ce material universal umple cel mai rapid, ieftin și eficient rosturile? Desigur, spuma de montaj. Cu spumă poliuretanică de montaj, încetișor, la un debit de spray nu foarte mare, se umple atent toate rosturile între cărămidă, adică perete, și tocul ușii din aluminiu. Spuma dată va mai expanda ulterior și va umple toate spațiile date. Și cu aceasta, etapa de montare a ușii Filomuro a luat sfârșit. După câteva zile, iată așa arată cele două uși montate la partier și așa arată cele patru uși montate la etaj. Acum ele sunt deja deschise, deoarece e nevoie de lucrat în încăperile respective. Aici s-a luat decizia ca ușele să pară una cu peretele, anume în hol, la același nivel cu peretele. Însă dacă, uite, intrăm în încăperea dată, vedem că deja acolo înăuntru avem acel spațiu între uși și peretele din acea cameră, care va fi finisat ulterior, prin aceea că spațiul respectiv mai întâi se va îngroșa în părți și sus. Tocul ușii, după cum vedem, e protejat de amestec cu benzi adezive de hârtie, violete, albe, iar la fața unde va fi la același nivel cu peretele, se va pune glet, plasă de armare, zona aceea cu spumă se mai prelucrează ca totul să fie ca unul întreg. Fix așa se face și la alta ușă și în toate părțile. Ulterior se fac colțurile de 90 de grade, se face îmbinarea și continuarea profilului ascuns de umbrire la îmbinarea între pardoseală și perete. Se umple cu amestec, 90 de grade realizate perfect prin a pune profile de aluminiu și încărca spațiul fix cât este necesar. Și apropo, pentru a proteja foile de ușă și a nu crea comodități la lucrările interioare, acestea au fost scoase și depozitate în altă parte, fiind readuse înapoi la o etapă în viitor. Deja despre lucrările interioare, vedeți videourile care le-am postat până acum, sunt mai multe. Ulterior, la aceste uși ascunse, noi vom monta broasca, mânierul, vom pune și anumite grile speciale de ventilație, deoarece sunt obligatorii la casele pasive pentru buna funcționare a sistemului de ventilație cu recuperare de căldură. Însă deja despre aceste lucrări ulterioare o să vă
povestesc și o să vă arăt numai decât în videourile ce vor urma când vom realiza aceste lucrări. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă aveți ceva de comentat, vă aștept în rubrica de comentarii și apropo, ce părere aveți voi despre aceste uși ascunse. Pe curând!